Bună seara, dragi telespectatori, și bine ați venit la o nouă emisiune la PASP în județele Moldovei. În această seară, așa cum v-am anunțat în promo pe pagina de Facebook, facem un popas metaforic în comuna Miroslava din județul Iași, iar invitatul meu în platou este primarul comunei, domnul Dan Niță. Bună seara, domnule primar, și bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Așadar, dragi telespectatori, știu, am primit foarte multe mesaje cu fel de fel de întrebări. Le veți vedea foarte bine structurate în întrebări și în discuția cu domnul primar. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Teleem Iași, astfel încât dumneavoastră, cei care nu aveți Teleem Iași în grila de programe, să aveți posibilitatea să vedeți emisiunea și să primiți, de ce nu, niște răspunsuri. Ca de obicei, domnule primar, m-am gândit la un citat și pentru că, iată, suntem între sărbători și pentru că și mâine este o sărbătoare mare, m-am oprit la Maica Tereza, care spunea atât de frumos: dincolo de orice reușită este o altă încercare. Cred că este un light motiv pentru administrațiile publice. Reușiți să faceți ceva, reușiți să îndepliniți niște programe pe care vi le proiectați, între timp apar altele și alte nevoi. Și este exact la fel, după orice reușită, o altă încercare. Nu ne-am văzut de ceva vreme și iată că suntem, Miroslava, Narșița, Veri este tema emisiunii din această seară. Suntem la cumpăna anului, la jumătatea anului, în miezul verii, și cred că ar fi foarte bine să prezentați puțin comuna la acest moment al anului. Ce pot să vă spun, cum, după proverbul sau ceea ce a spus Maica Tereza, este și ăla, după orice sfârșit, este un nou început. Exact. Dar vedeți dumneavoastră că atunci când sunt la nivelul comunei Miroslava, după fiecare sfârșit sunt mai multe începuturi. Da. Pentru că tot timpul suntem obligați să punem să începem noi proiecte, să ne dezvoltăm, că avem posibilitatea, acum cât avem posibilitatea, și să ducem mai departe ceea ce ne-am propus. La mijlocul anului pot să spun cu satisfacție că am realizat ceea ce ne-am propus. Mai mult am lucrat în acest timp pentru redactarea de proiecte tehnice pe fel de fel de domenii de activitate, economic, financiar, dar mai mult pe infrastructură. Suntem și acum, lucrăm la foarte multe proiecte, proiecte care le-am depus pentru finanțare, pe fel de fel de linii de finanțare, atât la proiecte europene, cât și proiecte proprii finanțate din buget local, cât și proiecte finanțate de la bugetul de stat. De stat. Eu zic că stăm bine. Stăm bine pentru că analizăm permanent ceea ce am propus alegătorilor noștri în 2020. Vedem ce am realizat din ceea ce ne-am propus în 2020. Chiar alaltă, acum 2-3 zile, discutam cu consilierii PNL și am făcut o scurtă analiză sau un scurt bilanț asupra activității celor 2 ani din 2020 și din mandat, de fapt. Pot să spun că nu am mințit cu nimic, ne-am văzut de treburile noastre, suntem în graficul de lucrări, unde chiar suntem mai înaintați. Problema mare este că apar noi necesități, Noi provocări, cerințele oamenilor cresc de la o zi la alta, pretențiile sunt tot mai mari. Noi trebuie să le răspundem cu capul sus. Da, într-adevăr, în această perioadă de bilanță a mandatului, dar și a anului, pentru că tocmai spuneam că este jumătatea anului, am ieșit după o perioadă lungă de pandemie cu tot ce a însemnat nenorociri și opreliști și blocaje și izolări la domiciliu și situație care nu a depins până la urmă de nimeni și a fost hazardul la un moment dat.
doar prin vaccinare s-a putut restrânge și s-a putut controla acest virus. Iată că între timp a apărut conflictul de la granița, o altă pandemie mai greu de urmărit. Dacă acolo a fost un inamic nevăzut, aici din nefericire îl știm. Da, este un inamic, dar noi nu trebuie să să înțelegem, trebuie să fim raționali în activitatea noastră. Nu cred că putem fi blocajele. Afectați, numai că, bine, blocajele astea sunt mai mult blocaje economice, datorită faptului, acum ne dăm seama cam care era ponderea produsului rus sau ucrainean în România și din cauza asta am ajuns în situația în care am ajuns. Ați văzut prețurile la unele produse s-au triplat, adică discutând cu oamenii de afaceri, discutând cu oamenii care lucrează în construcții, ne dăm seama că trăim vremuri grele. Văd că totuși se construiește în continuare. Nu sunt numărul de cereri pentru certificate de urbanism și autorizații de construire nu a scăzut deloc. Ba din contra, s-a mărit. Problema pe care o văd eu, că nu-și mai fac case individuale, adică fiecare om are o suprafață de teren, să apucă el ca să-și construiască o casă. Sunt dezvoltatori imobiliari care probabil că au ceva bani și investesc în case, în locuințe. Da, sunt acele înșiruiri de case la fel și care poate într-un fel e mai bine pentru că sunt toate la fel, nu vine fiecare să știți că au fost acele probleme la un moment dat când era o discrepanță foarte mare. Este că văd acum ultima perioadă, dacă în urmă cu 2, 3, 5 ani erau numai dezvoltatori din zona Miroslavei și câțiva de pe zona Iașului, acum au venit, văd că au cumpărat terenul, suprafețe de teren și și-au depus solicitările pentru certificate de urbanism și autorizații de construire din alte județe. Județul Neamț, chiar ieri, a venit cineva cu investiții în fața fabricii de antibiotice. Investitori din zona Botoșanilor, investitori din zona Sucevei și investesc masiv în... Dacă mă întrebați, să știți că încep să-mi pun probleme. Și nu-mi pun probleme că s-ar putea să ajung la un moment dat să nu mai fiu în stare să pun la dispoziția cetățenilor fel de fel de lucrări de asta, de infrastructură. Am avut o problemă, fiecare cetățean vine, cumpără o casă, un dezvoltator imobiliar își vinde suprafața sau casele care le-a construit, apare acolo, ei spun că sunt drumuri private, cu toate că, în opinia mea, nu există, nici n-ar trebui să existe așa ceva, drumurile private, toate drumurile din țară, toate drumurile din România, toate căile de acces care iau naștere prin dezlipirea unor terenuri, sunt drumuri de acces, dar sunt drumuri de acces public, nu este accesul numai pentru persoanele care locuiesc în zona respectivă. Că și noi ne punem problema. Păi de ce îngreunează activitatea din zona respectivă? Ei au venit, au cumpărat, după care impun ei sau își formează ei reguli pentru zona respectivă. Total greșit. O să vedem. Am discutat cu Biroul Urbanism. Ne-am mobilizat. O să vedem de săptămâna viitoare. Cred că o să mergem în teren. Toate barierele care sunt pe așa numitele drumuri private o să dispară, nu au autorizații de construire, corect, nu sunt în conformitate cu legea. Nu sunt în conformitate cu legea. Vedeți dumneavoastră că și legea, alaltă seară a fost un incendiu, strada Plopilor, în Valea Ursului. A venit mașinile de pompieri, n-au putut să intre, era barieră. 2. Mașinile care era drumul are o lățime de 6 metri și ceva, 7 metri. Mașinile lăsate pe drumul, pe strada respectivă. N-au putut să ajungă la timp. Din discuțiile care le-am purtat cu cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, i-a spus, domnule, nu prea, legislația nu ne ajută în a rezolva această problemă.
Și atunci ce facem? Cum locuințele astea sunt destul de apropiate una de alta, ferească Domnul la un foc dintre ăsta, la un incendiu mai puternic și la un vânt, că da. Acum a fost, vremea a fost liniștită, nu a bătut vântul, nu a fost rafale, n-a fost nimic și nu s-a întâmplat un necaz mai mare, dar nu știu dacă ce da, s-ar întâmpla dacă... Trebuie să fim foarte atenți, dar atenția nu trebuie să o avem numai noi de la unitatea, de la comună, de la primărie. Atenția trebuie să fie a tuturor, oamenilor. Trebuie să ne protejăm unii pe alții. Nu văd eu vă dați seama, când eram copil, mi-aduc aminte cum mergeam, când bătea clopotul la biserică, auzeai noaptea, imediat, vedeai, se întâmpla ceva, toată lumea se ducea acolo, cu ce se duceau? Cu o găleată cu apă, da? Acum vin și până la urmă reușeam ca să... Casele aveau o distanță destul de mare unele de altele, dar cu mijloacele pe care le avem noi la vremea tot reușeam să stingem un incendiu. Acum uitați-vă că a apărut materiile astea care sunt foarte inflamabile, cu toate că sunt acceptate de către stasurile astea românești. Dar se întâmplă fel de fel de probleme care, de necrezut, când vezi, nu-ți vine a crede. Da, și pentru că sunt foarte scumpe, în general, dar materialele... Dar nu învățăm nimic din ceea când vedem ce se întâmplă. Cum mă iau naștere? Azi a luat incendiu pe un câmp. A venit pompierii. Dumneavoastră vă dați seama câte cheltuieli sunt la nivel național sau la nivel pe plan local pentru stingerea unui incendiu. Dintre asta, din neglijența unui om. Nu se iau. Ce măsură să iei? Ce să iei cetățeanului respectiv? Că, până la urmă, dacă faci ei anchetezi, cercetezi ce s-a întâmplat acolo, îl găsești pe cel care a greșit. Ce să-i faci dacă la casa respectivă a luat foc datorită unui scurt circuit? Care... După ce că omul e necăcit, ei mai iei măsuri tot împotriva lui. Da, și pe de altă parte, domnule primar, mai e o situație creată cel puțin în arealul nostru, aici Iași, Miroslava, zonele care s-au suprapopulat. E o problemă cu curentul electric, opririle acestea de 30-40 de ore în 2-3 ore, șocurile acestea de curent electric distrug și oricât de bune ar fi instalațiile și aparatele, se distrug. Da, aparatura și instalațiile respective, vedeți, dumneavoastră, sunt ori de... Noi le spunem chinezării și... Da, da, da. Și suntem îndoielnici la calitatea produsului respectiv. Dar ne găsim de altceva pe piață, da? Noi suntem obligați să folosim acel produs. Da, așa este. După care vin întreruperile dese de energie electrică, așa cum spuneți dumneavoastră, dă naștere la fel de fel de disfuncționalități dintre astea în instalație. Acum, pe cine să condamne? Pe cel care vinde produsul sau instalația? Pe ăla care oprește alimentarea cu energie electrică și îi dă drumul după bunul lui plac? Pentru că, vedeți, pe anumite zone sunt obligați, sau perioade, sau când au o lucrare dintre asta, să anunță populația, ceea ce nu prea se întâmplă. Dar legea nu este chiar așa de permisivă dacă oamenii ar fi atenți și ar cronometra, adică și-ar înregistra toate întreruperile astea de curent, iar putea fi despăgubiți de către operatorii sau distribuitorii de energie electrică. Dar cine mai are și grija asta? Că... Știți că este o vorbă, la omul sărac nici boi nu trag. Cine e... Dar rămâne... noi nu suntem săraci, doamnă, noi suntem... Eu cred că nu suntem atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Noi ne facem viața grea unul altuia, că ne interesează ce face vecinul și ce nu facem noi. Noi, în loc să ne ocupăm de viața noastră, ne ocupăm de viața altuia și așa mai departe. Și atunci stau și mă uit, nu-mi vine a crede ce se întâmplă. Eu văd viața altfel. Nu știu, probabil că... Suntem, da, unii din noi suntem, zic eu, nu eu suntem depășiți. Eu mă raportam la săraci, la cei care rămân păgubiți în urma unui incendiu sau unei nenorociri. La asta mă gândeam, că nu-ți mai arde nici să... Ce, nu știi încotro. Deci sărăcia sau situațiile în care suntem, noi le creăm. Fără să ne dăm seama sau... Unii își dau seama, dar o iau la...
Am remarcat, domnule primar, vis-a-vis de creșterile acestea substanțiale de prețuri, că majoritatea administrațiilor publice au fost nevoite să repună în discuție costurile, sumele necesare pentru ducerea la îndeplinire anumitor proiecte pe care din start au plecat cu o sumă, iar acum la multe dintre cheltuieli se dublează sau se triplează. Aveți... Suntem obligați. N-avem ce face. Avem două proiecte, două săli de sport în localitatea Urican și Conești, unde am refăcut deviziile de lucrări. Avem Casa de Cultură la Miroslava la fel. Am refăcut toate deviziile pentru 11 devize pentru proiectele care le avem la Compania Națională de Investiții. Am refăcut pentru primăria nouă. Sunt foarte multe proiecte. Bine, și proiectele, vă dați seama, noi avem depuse proiecte pentru pe asfaltare, pe canalizare de acum 3-4 ani. Ce s-a întâmplat cu prețurile în 3-4 ani de zile? Și acum noi suntem bucuroși că accesăm fondurile respective, dar când mergi să vezi diferența, care este diferența de prețuri, îți dai seama că prețul este nu de două ori, de trei ori mai mare decât. Ce să faci? Și atunci renunți la banii care îi primeai, caut să faci împrumuturi, caut să faci... Trebuie să găsești soluții pentru a rezolva aceasta, pentru a ieși din impasul respectiv. Și nu numai primăria Miroslava se confruntă corect, cu așa administrațiile ceva. Toate administrațiile. Aici ar trebui să intervină statul, să intervină guvernul pentru... Nu poți, vedeți, vrea să depui un proiect și îți vine rezultatul după 4, 5, 6 ani de zile, când nici măcar nu te mai gândești că... Dar stai, aștepți, ceea ce se întâmplă cu prețurile este de necrezut și unii din primari sau unele administrații chiar renunță. Că nu au, n-au cum să cofinanțeze, n-au de unde să găsească sumele de bani. Și unora, ce să zicem, unora chiar le este frică. Pentru că am... Nu văd de ce le-ar fi frică. Doamne, în administrație, dacă ți-e frică, stai acasă. Da, nu te duci. Mergi acolo, nu ca să... Deci tu, când te prezinți în fața electoratului, în campania electorală, le spui ce vrei să faci. Ce da? Crezi că poți să faci. Corect. Păi nu le spui că dacă îmi dă guvernul sau dacă mă descurc. Tu le spui, vreau să fac aia, vreau. Și din cauza asta oamenii te votează. Că altfel a spus, stai acasă dacă e. Așa este. Domnule primar, pentru că discutam și în deschiderea emisiunii că aveți proiecte în derulare și proiecte de perspectivă. Știu că v-ați orientat foarte mult și v-ați îndreptat atenția către segmentul acesta de învățământ preșcolar, pentru că discutam și într-o altă emisiune, a crescut exponențial numărul de locuitori, dar și de copii. Mulți dintre ei sunt nevoiți să-i ducă în oraș, în Iași. Dar și orașul câți copii poate să mai primească? Și orașul cât poate să primească, exact. Și cam care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește aspectul acesta al învățământului preuniversitar? Noi pentru școlile, învățământul primar și școlile gimnaziale stăm foarte bine. Chiar aveam un surplus de clase de aproximativ. Și preșcolari. La preșcolari stăm mai rău. Bine, la Miroslava stăm bine. Mai rău stăm în localitatea Horpaz, unde este nevoie de două săli de clasă. Problema mare, vedeți, dumneavoastră, eu până în toamnă mă descurc. Fac două săli de clasă. Chiar văd eu cum, dacă nu închiriez de la particular, găsesc. Problema nu este sala, construcția în sine, ci este norma didactică pentru copiii de acolo. Și atunci, dacă degeaba avem noi la dispoziție, punem la dispoziție săli de clasă, punem la dispoziție, bine, și mijloace financiare, și dacă nu avem cadre didactice. Oamenii nu înțeleg. Ei spun că orice, vedeți dumneavoastră, că orice se face, orice se întâmplă, cine este de vină? Primăria. Primăria nu are nicio treabă, cu cine este duci? Te duci la inspectorat.
Bine, și acum, după ultimele norme, mai greu. Este mediatorul între guvern și unitatea administrativă. Dacă ei sunt cei care analizează și își dau seama imediat că solicitările părinților și a cadrelor, a directorilor de școli sunt solicitări reale. Eu mă uit cum crește populația și cum crește numărul de copii. Deci toată populația care vine în Miroslava, 80%, 90% este populație până la 30 de ani. Da, tineri până la 30 de ani. Tineri care vin cu virgulă copii, tineri care fac copii în Miroslava, așa care încă 10 ani sau 15 ani de zile vor avea copii. Și atunci nu ne punem problema. Păi eu păstrez numărul de locuri. Nu dau, să spunem, la Grozești, unde se diminuează fantastic numărul de copii. Uh-huh. Vedem că toți migrează, pleacă și cu copii. Nu mai iau. Norma respectivă de acolo ar trebui să o ia și să o duc acolo unde este nevoie. Ce facem? Stăm la... Dar eu cred că cei de la inspectoratul școlar știu de aceste probleme. Nu pot să prevez că, vedeți dumneavoastră, când se face estimarea pentru anul viitor, anul școlar viitor, se face cu un an înainte. Într-un an de zile se întâmplă foarte multe. Păi da, într-un an de zile, dacă se fac, să spunem, 800 de case, da? Din 800, 600 sau 500 sunt cu copii. Apar 500 de copii deodată. De unde să-i prevezi pe aia? Că aia vin din altă parte. Da. N-ai cum să-i estimezi. Și spune, bine, și... Dar de ce n-a spus la timp? Păi de unde să știu? Doar nu suntem noi, Nostradamus, să vedem câți copii o să vină în anul respectiv. După aia, mare parte din ei învață în municipiul Iași. Având acum școlile din Miroslava, nu sunt cu nimic mai prejos decât cele din municipiul Iași. Ba, din contra, zic eu că unele sunt chiar mai arătoase, mai curate, mai spilcuite. Că sunt noi toate. Deci noi am făcut toate școlile din comuna Miroslava, sunt noi. Nu mai este școală veche. Și atunci părinții își aduc copiii la Miroslava. Și le trag din ea și îi aduc la Miroslava. Bun. Se umple și alea că la un moment dat... A înghițit Iașul cât a înghițit și... Dar acum trebuie să... Și nici acolo nu-i mai primesc. Trebuie să găsim soluții, să vedem. Nu avem o situație clară niciodată și nici nu putem să o avem atât de clară pentru că nu avem cum. Dar noi ne străduim. Vedeți, dumneavoastră, ușor, este ușor în momentul în care o iei de la creșă. Știi câți copii ai la creșă? Faci o estimare pentru anul următor. Cât pleacă la grădiniță. Că exact. E așa pentru... Poți să-ți faci o estimare pentru aproximativ 10 ani, cam atât, până când pleacă ei la liceu. E, 14 ani. Și atunci mai adaugi ceva și vezi cam care ar fi numărul de copii viitor. Văzând, făcând o statistică sau și o situație a numărul de locuri care sunt goale, cum se spune, unde nu sunt construcții sau sunt construcții. Și pe cele care nu sunt construcții, spui cu aproximații cât putem noi, cât să-l construim într-un an, să spunem. 600 de locuințe, 700. Bine, vor fi 700, înmulțim cu 2 dacă e. Ăsta e numărul de copii care poate să vină anul următor în surplus, în comună. Dar este un calcul greoi și nu prea ne spune adevărul. Și suntem pe finalul primei părți și s-a umblat și la structura organizatorică a creșelor făcute de administrația publică locală și acum trecută în subordinea inspectoratului școlar. Vreau să vă dați seama cine a făcut nou, că da. Eu mă uit la Miroslava cu aceste creșe, am construit o creșă, creșa era, deci era în subordinea unităților administrative. Au trecut creșele acum la Ministerul Educației. Bun, salarizarea personalului respectiv este asigurată de către Ministerul Educației, dar celelalte cheltuieli le asigură cine? Unitatea administrativă. Păi cum? Că bugetul ăla se face... Bugetul ăla se face la început de an. Și nu poți să prevezi în bugetul respectiv ceea ce nu ai tu. Luăm o scurtă pauză de publicitate și de aici ne reluăm discuția. Publicitate, revenim. Thank you.
Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou în direct cu dumneavoastră și pentru cei care ați deschis mai târziu televizoarele, precizez că în această seară suntem oaspeții domnului primar din Comuna Miroslava, domnul Daniniță, și am vorbit în prima parte a emisiunii despre proiectele încheiate și în derulare, despre nevoile strigente și plecând de la citatul Maicii Tereza, care spunea că la fiecare reușită mai vine o altă încercare. Asta este, administrația publică este o veșnică încercare, pentru că asta este situația. Ne dezvoltăm și ne dorim din ce în ce mai bine și mai frumos și mai civilizat. Nu uitați, suntem live și pe pagina de Facebook Teleemiaș, astfel încât dumneavoastră, cei care nu aveți Teleemiaș în grila de programe, sau dumneavoastră, cei care sunteți plecați departe de țară și vă doriți să aflați vești de acasă, aveți posibilitatea să ne vedem. Pentru că am urmărit, înainte să intrăm în live, am urmărit promo cu apa. Chiar discutam și în pauza de publicitate, e o problemă acută apa la acest moment din cauza secetei. Am văzut că și administrația publică Miroslava a făcut un apel către cetățeni în consumul judicios al apei, pentru că nu spune nimeni să ne întoarcem la anii de tristă amintire când aveam 2 ore porție de apă și toată lumea care este deleatul nostru și aduce aminte că umpleam căzi, umpleam butoaie cu apă să avem să folosim la ceea ce avem nevoie în casă. Iată că anotimpul a fost de așa manieră, secetos, cel puțin la noi, că în alte bazine hidrografice a făcut prăpăd. Care este situația la Miroslava și dacă ați întâmpinat probleme până la acest moment? Nu, până la ora aceasta nu s-a întâmplat nimic la Miroslava, dar noi avem bazinele de apă, vă dați seama, din bazinul de apă de la Miroslava de 6.000 de toni parcă. Se alimentează și comuna Voinești, da, și comuna Horlești și mai comunele mai dincolo spre Țibănești sunt alimentate din altă sursă de alimentare cu apă. Acum vedeți dumneavoastră o stație dintre asta de alimentare cu apă, stil stațiile de alimentare a municipiului Iași, pot alimenta un anumit număr de oameni. Cred eu că numărul ăla de oameni, cei de la Apa Vitală îl știu foarte bine și atunci ei trebuie să oprească când au ajuns la numărul de oameni care poate fi, care sunt consumatori zilnici, să oprească și să nu mai extindă. La ora actuală noi am dus apa în Republica Moldova, ducem apă la Botoșani, ducem apă în zonele din de Romanului, ducem apa în zonele din județul Vaslui. Și nu cred eu că este atât de corect. Noi în Bucium nu avem. Pentru că noi suntem pe colină. Este o unitate, ar trebui să fiecare vrea să câștige. Da, dar hai să ne limităm să vedem că și ei trebuie să ofere servicii de bună calitate. Și ca să ofere servicii de bună calitate, care e serviciul? Oferă apă, da? Alimentare cu apă. Păi, dacă vrei să-l faci pe ăla, fă-l pe ăla ca lumea pentru o populație care vrea să... Asta ia naștere altă societate comercială sau găsește altă sursă de aprovizionare, de alimentare. Pentru că am discutat despre această, eu știu, criză de apă, pentru că la acest moment în bazinul nostru, în zona noastră a Moldovei de șes, e la acest moment criză de apă. Cam deschid cutia Pandorei și, ca de obicei, pentru că nu se poate administrație în care să fie totul roz și să meargă pe roze toate problemele, cam care sunt vulnerabilitățile la acest moment pentru Comuna Miroslava? Pentru că, așa cum spun de fiecare dată, comună mare, comună dezvoltată, probleme pe măsură, pentru că asta este situația. Cea mai mare problemă cu care ne confruntăm noi la ora actuală este problema gunoiului. Da. Fiind aici în zona de sud-est a Iașului, trecând prin Comuna Miroslava, 3 drumuri principale, drumul național și cele 2 drumuri județene
248 care pleacă spre Scânteia sau Iași-Vaslui și Iași-Țibănești, vă dați seama că mare parte din cei care trec prin comuna Miroslava vin cu gunoaiele din zonele lor și le deversează în comuna Miroslava. Adevărul că sunt instituții ale statului puse să supravegheze asemenea lucruri, dar părerea mea sinceră este că instituțiile ei caută fel de fel de răzbunări. Ce mi s-a întâmplat mie acum în ultima perioadă este chiar de necrezut. Dar în momentul în care un angajat al unei instituții a statului român, în loc să găsească soluții să caute pentru rezolvarea unor probleme, ei vin ca să-și rezolve fel de fel de probleme individuale, egoiste, proprii, prin fel de fel de amenințări, este un lucru grav. Și nu numai în privința gunoaielor, sau sunt și alte instituții, alte instituții de concentrate care procedează astfel. Eu caut să respect legea și rog pe toți care lucrează în sistemul bugetar să respecte legea. Și nu vine o instituție a statului care umblă tot timpul permanent numai să amendeze. Noi nu suntem o țară, noi suntem o țară de amendatori și de amendați. Toți amendează, dar nu se întâmplă absolut nimic. Cum își plătește amenda și face... Exact. Dar nu găsește, nu caută soluții raționale. Hai să vedem cum putem să facem, cum putem să facem să rezolvăm nu știu ce problemă. Și apoi căutăm să ne răzbunăm, doamnă. Atâta timp cât prindem puterea în mână, fiecare caută să răzbune pe colegul lui sau chiar dacă nu-i colegul lui, pe compatriotul lui până la urmă. Și este un lucru urât. Da, exact rău. Ce spunea dumneavoastră ceva mai devreme. Așa este. O să apelăm la instanții, că altfel nu se poate ieși din... Dar e urât ca o instituție a statului să fie amendată de altă instituție a statului român. Da. Grav. Care sunt soluțiile, zic și eu, în clipa în care face acele norme metodologice de sancționare, ar trebui în avanpremieră să vină întâi soluțiile. Vin și, uite, la început îți asigur cu tare lucru, vin în ajutor, fac cu tare lucru și dacă după ce ai tot sprijinul... Vă dau un exemplu. A venit Garda de Mediu, l-a găsit pe un cetățean, nu l-a întrebat, nu i-a făcut, n-a luat nicio fel de măsură și vine la primărie să ne spună că a găsit, că n-am nicio certitudine, că acolo nu a fost o, cum îi spunem noi, goangă. Că a găsit, nu știu ce, și l-am întrebat, doamne, dar nu vă spărați, și ce măsuri ați luat? Păi nu, eu să iau măsuri. Dar cine, doamnă, dumneavoastră, pentru ce sunteți plătit? Bine, probabil că s-a supărat și n-a mai discutat pe tema asta, dar... Da. Sunt multe de rezolvat și nu numai orice se întâmplă în țărișoara asta, principalul vinovat este primarul. Orice ar fi. Bine. Așa s-a... Da. Așa s-a împământenit. S-a împământenit. Pentru că tocmai au fost și știri la noi la TLM vis-a-vis de declarația dumneavoastră cu privire la sensurile giratorii, la drumurile acelea la care lucrați acum. Clar, v-ați îndreptat atenția către fluidizarea traficului, care este monstruos în zonă. Care sunt noutățile pentru telespectatorii? Noi am lucrat și lucrăm în continuare în comuna Miroslava pentru toate satele. Am făcut studii de trafic. Iar în viitor, pentru că sunt multe drumuri care sunt destul de înguste, o să facem circulația pe sensuri unice. Am lucrat până acum la localitățile Valea Adâncă. Valea Adâncă facem Horpazul și venim în Miroslava. O să facem în prima fază o clasificare a tuturor a drumurilor, drumurile principale care trebuie să aibă lățimea obligatorie de 11 metri și acolo unde nu se poate vom expropria. Avem un contract cu o echipă de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza care se ocupă de așa ceva și sper eu că într-o două luni maxim până în toamnă să avem studiile de trafic pentru fiecare localitate bine puse la punct.
Problema, nu numai, hai că studiile de trafic le facem noi, dar și materialele pentru circulație sunt destul de costisitoare. Nu poți să le faci pe toate deodată și oamenii trebuie să înțeleagă. Vă dați seama ce o să fie în momentul în care anumite persoane sau anumite cetățeni o să trebuiască să ocolească sau... Dar facem în așa astfel încât să fluidizăm traficul în toate localitățile din comună și să vedem cum vom reuși să intrăm în municipiul Iași. Noi ne bazăm pe ceea ce avem la ora actuală și ne bazăm pe șoseaua de trafic ușor care va pleca din sensul giratoriu de la Uricani. Pentru că atunci se va descongestiona toate drumurile din comuna Miroslava, pentru că noi avem străzi ca să meargă în șoseaua respectivă, în drumul ăla de centură pentru trafic ușor. N-avem. Vă dați seama, localitatea Miroslava vine pe strada spre Galata. Da? Altă cale de acces nu mai este. Localitatea Valea Adâncă intră în orașul Iași prin două intrări, trei acum pe malul lacului Iezereni. Da? Acum am înțeles că cei de la municipiu Iași vor să facă un sens unic paralel cu strada Nicolina pe Tudor Neculai în sens invers. În cazul ăsta a blocat toată circulația din comuna Miroslava, dar o să intervenim, o să lucrăm cu cei de la municipiu Iași să vedem care sunt ideile lor. Localitatea Horpaz nu poate să intre în drumul județean 248 decât printr-o singură cale, vechiul drum, care este îngustat de podul peste pârâul ăla care curge din lacul Iezereni. Acum, dacă se va lăți, se va face drumul 248 cu patru benzi până la șoseaua de centură, adică la ieșirea din comuna Ciurea, cred eu că va fi un trafic aerisit, bine pus la punct. Dar noi discutăm numai de ceea ce se întâmplă în partea aialaltă. Dar haideți să vedem ce se întâmplă pe drumul național care vine de la Târgu Frumos spre Iași, că trece tot prin Miroslava. Și acolo dimineața e aglomerat, la terminarea programului este aglomerat în sens invers. Și mergem, dacă vreți, într-o zi facem comparații cu ce se întâmplă atunci când sunt copiii în vacanță și ce se întâmplă atunci când copiii învață. Și să vedeți că este diferență foarte, foarte mare. Ceea ce ne arată că este nevoie ca să scoatem din orașul Iași copiii să învețe la școlile din localitățile în care își au domiciliu. Uh-huh. Sediile la fel de firme cu asta. Toți le-am adunat și le băgăm în centrul Iașului. Chiar așa? Păi și... Pentru că discutam despre... Da, și n-am spus despre sensul giratoriu. O să facem un sens giratoriu în localitatea Valea Adâncă. Avem o intersecție acolo, dispunem noi, la 5 drumuri. Facem un sens giratoriu în localitatea Borovești, tot la fel, la o intersecție de 5 drumuri și prin construirea supermarket sau mall-ului de la... Da. Family Market, o să facem un sens giratoriu în zona respectivă. Tocmai de asta, pentru a fluidiza circulația. Pentru că discutam de multe ori cu dumneavoastră, domnule primar, despre nemulțumirea dumneavoastră. Știu eu, de fiecare dată spuneați, domnule, nu e amenajat centrul acela de comună, așa cum vezi în altă parte. Iată că ăsta este începutul. S-a rezolvat cu acest spațiu care era un spațiu veran. Da, dumneavoastră v-ați uitat pe partea stângă cum merge spre Voinești, dar v-ați uitat și pe partea dreaptă cum e acolo. Da. Că sunt 7 blocuri care sunt făcute în 1960. Care ce măsură poate să ia primăria comunei Miroslava pentru a... Că nu există. Blocurile respective sunt proprietate private. Construcția este a oamenilor, terenurile este a unui lichidator. N-are nicio treabă primăria. Ce poate să facă primăria? Nimic. Rămâne așa dacă... Da. Acum, vedeți dumneavoastră, nici legislația nu ne ajută cu absolut nimic. Da. Nu mai spune ferească Sfântul. Blocurile respective sunt făcute în anul 1962-63. Din
Din verificările care le-am făcut noi la temeliile blocurilor respective, la structură. La structură, vă spun sigur că la primul cutremur mai de, Doamne ajută, peste 5 grade, acolo va fi măcel. Nu ai cu cine să discuți, pentru că nu sunt asociații de locatari. Cu toate că sunt obligați să se înființeze ceva, nu se obligați prin lege. Dumneavoastră aveți dreptate. Care lege? Păi dați-mi și dumneavoastră o lege în România care este respectată. Dar structurile acestea locative, prin legea locuinței, sunt obligate să se organizeze în structură juridică. Noi o să purtăm o discuție cu cetățenii de acolo, noi am expertizat toate construcțiile respective și o să le spunem care... Dar asta implică și din partea noastră. Dar ce? Eu fac o comparație și cu ceea ce se întâmplă în municipiul Iași. Dacă mergem în anumite zone unde blocurile sunt făcute tot la fel de prin 60, alea nu mai sunt. Dar pe mine nu mă interesează ceea ce se întâmplă în Iași, mă interesează ceea ce se întâmplă în Miroslava. Noi o să purtăm o discuție cu oamenii, cu locuitorii de acolo. O să vedem ce putem să facem și... Marea problemă este acum că terenul de acolo este a unei firme dintre astea care lichidează fostul Iase. Vă dați seama că au trecut 32 de ani și noi ne-am reușit, nu s-a reușit nici până acum, ca lichidatorul respectiv să rezolve problema. Exact, să rezolve problema. Și cred că mai trec încă 30 dacă mergem așa. Câinii latră, ursul merge. Nu e nicio... Nici nu avem niciun fel de... Pârghii de a rezolva noi, adică de a-i obliga. Că venim iar. Legea nu ne avantajează. Legea avantajează pe ei. Da, dreptul de proprietate. Păi venit acum, după 30 de ani, să ne spună o grădiniță predată, dată în 1996, pentru că n-au operat IASE-ul când a predat-o. Nu s-a operat. Ei spun că este al lor. Stai și te crucești așa la... Nu-ți vine a crede ce se întâmplă. Bineînțeles, și au trecut prin instanță și instanța l-a dat dreptate. Lor. Am spus, păi cum, dacă grădinița și terenul respectiv a fost predat în anul 1996, sunt eu vinovat, este în inventarul nostru, suntem noi vinovați că voi n-ați operat acolo și că ați mers mai departe? Am mers la Ministerul Agriculturii, care s-a ocupat de problema asta. A fost prins, da, domnule, a fost prin 834, prin ordonanța sau prin legea 834, a rămas în patrimoniu Iaseu, fostul Iaseu, care s-a transformat în agricol. Dar oamenii nu trebuie să... Astea sunt probleme de ale noastre cu care ne luptăm și nu că nu ne avantajează, că eu nu vreau să mă avantajez în legea. Dar trebuie un pic de rațiune. Să ajute, să susțină. Nu vreau să mă ajute să soluționați problemele, pentru că, domnule primar, acest lucru am vrut să spun. Exact cum drumurile, la un moment dat, au fost capacitate după... fluiditatea de atunci, după numărul de mașini, că nu prea erau și erau mai mult căruțe sau ce erau, exact așa se întâmplă și la aceste locuințe care au fost structurate pentru un drum fără circulație, fără... între timp au apărut drumuri județene, drumuri naționale, au apărut în zonă și toate acestea se bat cap în cap. Până la urmă, siguranța cetățeanului ar trebui să primeze. Vorbim din cărți. Noi vorbim, doamnă, într-adevăr, de siguranța cetățeanului, dar vorbim ca să ne aflăm în treabă. Da. Pentru că suntem pe final de emisiune, mai avem mai puțin de 5 minute, domnule primar, aș vrea să vă întreb care sunt proiectele de perspectivă imediată, pentru că noi ne vedem mai des, este firesc. Miroslava este în continuă dezvoltare și într-o continuă mișcare. Cam care sunt proiectele principale? Știu că acum luna viitoare se inaugurează acest centru, spațiu economic și social, eu l-aș numi, pentru că... Da. Primul proiect pe care noi vrem este Casa de Cultură, care se face acolo lângă biserica din lemn. Al doilea proiect pe care noi ținem cu tot sufletul, cu
cu tot ce putem noi, este construire primărie nouă, pentru că nu mai putem, nu mai încăpem în primăria. Dumneavoastră gândiți-vă că Miroslava a depășit Pașcaniu ca populație. Nimeni nu înțelege. Nu, chiar nu vor să înțeleagă, domne, sunt alte și noi oferim servicii. Noi nu putem să lucrăm ca orice primărie cu 10 angajați sau cu 15 angajați. Și nu știu de ce interesează pe ei dacă noi nu avem statul român sau noi nu primim din nicăieri niciun un leuț. Tot ce facem, facem noi. De ce deranjăm noi pe alții? Dacă punem, suntem, lăsați-ne să ne dezvoltăm cum știm noi. De ce trebuie să respecte eu niște reguli impuse de, spun, Consiliul Județean, Prefectură sau nu știu care minister? Bun, când mă vezi că încalc legea, poți să mă vii, mă intervii, mă amendezi, faci ce vrei. Dar lasă-mă să mă dezvolt cum cred eu că e bine. Și de ce mi-ai tu stat român sau parte din banii pe care noi îi facem în parcurile industriale când tu nu m-ai ajuns cu absolut nimic? Ba din contra, în momentul în care doar din impozitele pe venit, 47% merg la guvernul român. Și eu le spun, dați-mi și mie ca să pot să fac străzele în parcul industrial. Păi nu avem noi pentru așa ceva. Banii sunt, să vedeți, sunt întreagă polologie acolo. Cum să obțin banii de la guvern? Păi dar de ce îi luați de aici? Că așa e legea. Eu nu știu cum văd ei legea, dar nu să putem, doamnă, suntem ca pe timpul comunismului, egalizare totală, tot să aibă la fel. Nu e așa. Care se descurcă, care știe, care, care are posibilitate, care da. Muncește, să ducă. Care nu, trebuie să găsească soluții, că văzând că nu primești azi, nu primești mâine, nu primești poi mâine, păi dumneavoastră, haideți să vedem câte primării din județul Iași își asigură salarizarea la personalul care îl are angajat. Și o să vedeți că o să rămâneți, nu vă vine a crede. Dar primăriile respective, care este gradul de colectare a taxelor, a impozitelor? Și o să vă cruciți. Și o să vedeți că el adună 30-40%, nici măcar din ceea ce este obligat. Am fost în Germania și când am întrebat, voi cum vă adunați toate taxele, toate impozitele? S-a uitat la mine lung, nu le venea a crede de întrebarea pe care am pus-o eu. Cum adică? Nu există așa ceva la ei. Și la noi spune că să-i reduci, să-i faci, să nu știu ce, dacă nu, cu 10% și așa mai departe. Da, și căutăm chiar taxele fel de tipuri dintre astea. Este bine, dar dacă vă uitați, taxa și impozitul este atât de micuț, de, nu depășește unul, doar care are o mașină mai mare sau o casă mai mare să depășească 170 de lei, 200 de lei. Da? Nu știu. Da, baza este așa cum spuneam dacă de fiecare vrem dată. Să trăim bine, noi trebuie să ne dăm seama și să ne apucăm de muncă și să fim realiști cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru și cu noi înșine. Și după aia putem să... Păi am spus că ne sacrificăm viața, dar eu îmi sacrific viața mea, știu că muncesc 50 de ani de zile, dar să trăiască copiii mei. Dacă nu eram mic, tata îmi spunea că generația de sacrificiu suntem noi, că a fost după război. A venit după aia, acum eu le spun la copiii mei că generații de sacrificiu, dar noi numai generații de sacrificiu din... Domnule primar, am ajuns la final. Din păcate, timpul a zburat. Sper să mai discutăm și celelalte probleme la o nouă întâlnire. Vă doresc succes. Da, și să fie doar vești bune. Dragi telespectatori, iată că am ajuns la final. Vă mulțumesc că ați ales TLMIA și emisiunea La Pas prin județele Moldovei. Sunt a dumneavoastră, Mona Popovici, și până săptămâna viitoare vă doresc toate cele bune.